Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și continuăm azi cu Revoluția Rusă din 1917, partea a cincea. Urmări. Consecințe culturale. Eliberarea morală și emanciparea femeii. După războiul civil a avut loc o schimbare foarte importantă în domeniul moravurilor sexuale. Critica marxistă a familiei burghezei făcuse deja pe bolșevici să modifice legislația referitoare la divorț, căsătorie și întrerupere voluntară de sarcină. În 1922, practicile homosexuale au fost și ele dezincriminate. De-a lungul anilor 1920, dorința de a avea acces la o sexualitate mai liberă a declanșat o mișcare socială numită de către Wilhelm Reich Revoluția Sexuală. Impusă de la bază, ea nu a fost suficient susținută de oficialii mai înalți ai regimului și și-a pierdut treptat din importanță. Mai general, puterea bolșevică, în special sub conducerea Alexandrei Kolontai, avea să ia măsuri importante pentru a îmbunătăți statutul social al femeilor. În plus, față de legislația în materie de moravuri, o serie de decrete recunoșteau încă de la sfârșitul anului 1917 dreptul femeilor la ziua de muncă de 8 ore, la negocierea salariilor, la protecția locului de muncă în caz de sarcină, moduri de a asigura îngrijirea copiilor în timpul orelor de lucru, precum și drepturi politice egale cu cele ale bărbaților. Munca femeilor a fost încurajată atât dintr-o perspectivă emancipatoare. Regimul raportează că legată în lanțuri acasă, soția nu poate fi egală cu bărbatul, dar și pentru a completa deficitul de forță de muncă cauzat de război și de foamete. Lupta împotriva analfabetismului și accesul maselor la cultură. Având în vedere că RSFSR, Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă, la sfârșitul războiului civil era copleșită cu zeci de mii de orfani, au fost înființate șarșchi, comunități în care copiii de toate vârstele, supravegheați de cadre didactice voluntare, erau educați în spirit socialist. În același timp, au fost eliminate gradele din armată, precum și regulile academice în artă. Gramatica și ortografia au fost simplificate, iar lupta ideologică împotriva prejudecăților și convingerilor religioase a luat avânt. Regimul a depus rapid eforturi majore în domeniul învățământului public. Sub conducerea lui Anatolii Lunacharski, Comisariatul Poporului pentru Educație a publicat un decret prin care declară deschiderea unui front împotriva analfabetismului la 10 decembrie 1919. În analiza critică pe care a publicat-o după o călătorie prin Uniunea Sovietică, primarul de Boulogne, André Morise, spunea că putem spune ce vrem noi despre conducătorii bolșevici, putem să le criticăm metodele, să le condamnăm faptele, în mare și în detaliu, dar există un punct în care mie mi se pare imposibil să nu le aprob în întregime eforturile, unde nu pot să nu apreciez fără rezerve rezultatele deja obținute, și anume în chestiunea instrucțiunii publice. De la începutul anului 1918, regimul a impus triplul principiu al secularismului, gratuității și obligativității educației. De la 38.387 în 1917, numărul de școli a depășit 52.274 în 1918 și 62.238 în anul 1919. În mod similar, bugetul pentru educație a crescut de la 195 de milioane de ruble în 1916 la 2 miliarde 914 milioane de ruble în 1918. S-au creat alfabete naționale pentru naționalitățile care nu aveau o grafie, în timp ce s-au înființat comisii de învățători. Aceste cifre impresionante trebuie însă nuanțate de dificultățile cu care se confrunta sistemul public de învățământ din cauza consecințelor războiului civil și cu nivelul scăzut de dezvoltare economică a republicilor care aveau să formeze Uniunea Sovietică. Lipsa cronică de materiale școlare și profesori instruiți, care explică și calitatea slabă a educației în primii ani ai regimului. Revoluția și artele. Consecințele revoluției s-au făcut simțite și în domeniul artei. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Rusia era deschisă la noi curente artistice dezvoltate în Europa. Impresionismul cu pictori ca Leonid Pasternak și Constantin Kuznetsov, fovismul cu Mihail Larionov sau Natalia Goncharova și cubismul, Vladimir Burliuk. Alte curente au apărut în Rusia ca suprematismul, care susține supremația formei pure în pictură. În poezie, mișcarea acmeistă a fost inițiată de către Nicolae Gumiliov în 1911.
premiera operei futuriste Victoria asupra Soarelui de Alexei Crucionh și Velimir Lebnikov a avut loc la 3 decembrie 1913 la Sankt Petersburg. După Revoluția din octombrie, deși bolșevicii au interzis operele deschis ostile regimului, noua putere nu a impus la început orientări în materie de artă, Trotsky declarând că arta nu este un domeniu pe care partidul este chemat să-l comande, și a încurajat înflorirea unor tendințe avangardiste. Conform istoricului artelor Jean-Michel Palmier, există puține țări care au dedicat atâția bani artelor plastice, teatrului, literaturii, picturii, ca URSS în perioada cea mai dificilă pe care a cunoscut-o. Deși domnea foametea, iar contrarevoluția își scotea capul pe toate fronturile, intern și extern, tânăra Republică Sovietică cheltuia sume enorme pentru dezvoltarea artelor și nu doar ca instrument de propagandă. Încă din primele zile ale Revoluției din octombrie, guvernul bolșevic a pus în aplicare o serie de măsuri care să asigure conservarea, inventarierea și naționalizarea patrimoniului cultural național. Colecția privată a negustorului și patronului de artă Serghei Shukin a fost rechiziționată pentru a deschide primul muzeu de artă occidentală. Vasili Kandinsky a fost numit director al Muzeului Culturii Artistice, înființat în 1919, și a deschis numeroase muzee de provincie. Aici, din nou, lipsurile au limitat ambițiile regimului. Din cauza lipsei de fonduri pentru reconstrucție, cele mai multe dintre proiectele de arhitectură și de inovație nu au putut fi finalizate. Noul mediu politic și cultural a favorizat apariția unor curente noi și unor dezbateri între școli. Potrivit lui Anatol Kopp, în lăuntrul acestei noi viziuni se pot distinge două orientări, în fapt două avangarde. O avangardă esențialmente formală, care în ciuda recursului la forme de expresie inedite, nu va atribui artei o misiune nouă, ci o avangardă conștientă social și politic, care va ține în lumina marxismului să pună tehnicile artistice în slujba transformării omenirii. Membrii acestui din urmă curent, partizanii nașterii unei culturi proletare noi, s-au grupat în Prolet Cult, grupare care și-a ținut primul său congres în 1920. Acest grup a dus o campanie agresivă împotriva tovarășilor de drum ai partidului și împotriva tot ce se abate de la arta proletară, dar nu a obținut nicio măsură politică din partea aparatului de stat. La sfârșitul anilor 1920, Stalin avea să fie atras de teoriile Prolet Cult, apărându-i uneori pe unii dintre membrii săi pentru a reprima artiștii și a impune linia realismului socialist. Consecințele economice și sociale. Revoluția și instaurarea noului regim au cauzat profunde transformări sociale în țările adunate în cadrul URSS. Vechile structuri feudale ale Rusiei țariste s-au dezintegrat fără a lăsa loc unei economii de piață, generând dezvoltarea unor noi relații sociale care aveau să fie subiectul diverselor interpretări. Conform lui Nicolas Wert, 13 milioane de ruși au murit violent între 1914 și 1921. 2 milioane și jumătate în Marele Război, urmat de războiul civil și de masacrele terorii albe, roșii sau verzi. 5 milioane de foamete și peste 2 milioane și jumătate din cauza epidemiei de tifos. Potrivit demografului rus A.G. Volkov, populația rusă a scăzut cu 7 milioane între 1918 și 1922. Cifră din care trebuie scăzuți emigranții, circa 2 milioane, și diferența de 400 de mii între prizonierii întorși și cei plecați și fugiți, pentru a ajunge la o cifră de 4 milioane 500 de mii de morți în timpul războiului civil, adică puțin peste 3% din populație. Majoritatea victimelor au pierit în afara câmpurilor de luptă din lipsa de îngrijire adecvată sau de hrană. Societatea rusă a ieșit din război mai arhaică, mai militarizată, mai țărănească. Vechile elite, clerul, nobilimea și burghezia, aceasta din urmă de la început mai fragilă decât cea din Occident, o parte din intelectuali, au dispărut ori s-au exilat, cel puțin pentru a se alătura unora dintre membrilor în străinătate. Încă din epoca leninistă, acești oameni ai trecutului și copiilor au fost urmăriți și discriminați la accesul la o locuință, loc de muncă sau universitate. Sau li s-a refuzat dreptul la vot, oricât de simbolic ar fi devenit el. Mulți aveau să fie ulterior lichidați în timpul marii epurări staliniste. Aproximativ 2 milioane de ruși albi. În realitate, nu toți aceștia erau monarhiști sau ruși, au fost exilați din Rusia revoluționară sau au fost izgoniți.
În 1922, un decret i-a privat pe aceștia în bloc de cetățenia rusă. Pentru această mare masă de apatrizi, Societatea Națiunilor a trebuit să inventeze pașaportul Nansen. În mediul rural, partidul a rămas subreprezentat. Prevederile constituționale conferau votului muncitore și urban o pondere net superioară votului țăranilor. Clasa țărănească a fost una dintre singurile care și-a păstrat o autonomie puternică față de statul autoritar, autonomie construită în timpul războiului civil. Țăranii obținuseră împărțirea pământurilor pe care au așteptat-o de generații. Deși din cauza puternicilor creșteri demografice, ei nu au dobândit decât 2 până la 3 hectare de teren fiecare în medie. Dar mulți au constatat că pământul nu se mănâncă, Lenin. Milioanele de ferme mici apărute astfel erau neprofitabile și imposibil de modernizat. Sperietoarea bolșevicilor din timpul războiului civil, culacii, țăranii presupus bogați, dar în realitate doar puțin mai înstăriți și mai dinamici decât media, aproape exclusiv datorită meritului personal, au intrat și ei în joc și au beneficiat de apariția NPE, înainte de a suferi șocul deculacizării de după 1930. Mulți dintre oamenii din popor, foști muncitori, salariați sau țărani, au beneficiat de creșterea partidului stat și a birocrației sale, a cărui dezvoltare notabilă îi îngrijora și pe Lenin și pe Trotski. Intrând în acesta sau în Armata Roșie, ei au dobândit poziții de putere și privilegii la care nu puteau spera sub vechiul regim. Birocrația a devenit și refugiul privilegiat al micii burghezii teoretic decăzute. Această plebeianizare a partidului, Marc Perot, va servi ca bază socială pentru ascensiunea viitoare a lui Iosif Stalin, numit secretar general al PCUS la 3 aprilie 1922. Primul rezultat al acestei revoluții a fost răsturnarea regimului țarist, lăsând câmp deschis pentru luarea puterii de către bolșevici. Potrivit lui Nicolas Wirth, o revoluție populară și plebeiană profund antiautoritară și antietatistă a adus la putere gruparea cea mai dictatorială și mai etatistă. Potrivit mai multor istorici, bazele statului polițienesc leninist ar fi fost puse mult mai devreme, înainte de izbucnirea războiului civil în august 1918. Represiunea bătându-se la fel de mult, dacă nu chiar mai mult, asupra celorlalte partide revoluționare decât asupra unora dintre mai multele partide politice burgheze sau asupra forțelor monarhiste. Acest punct de vedere este respins de către unii istorici ca Arno Meyer, care într-o recentă carte susține că politica represivă a regimului sovietic a fost practic produsul unor tensiuni interne, violența contra revoluției, dar și externe, reacția puterilor internaționale față de preluarea puterii de către bolșevici. Pentru Marc Perot, lupta pentru putere nu a fost pur și simplu doar între partide. În fapt, la momentul revoluției din februarie, partidele politice, sindicatele, cooperativele și sovietele erau forme de organizare rivale în competiția pentru reprezentarea și conducerea societății civile. Sovietele și partidele au convenit să subordoneze sau să elimine sindicatele, comitetele de fabrică sau cooperativele. Apoi, cu puțin timp înainte de octombrie, partidele au convenit să infiltreze și să exploateze sovietele. Abia la sfârșit, unul dintre partide l-a eliminat pe celălalt. Un alt rezultat imediat a fost semnarea tratatului de la Brest-Litovsk și destrămarea parțială a fostului Imperiu Rus. Apoi a venit înființarea, în 1922, a URSS, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Războiul civil lăsase țara epuizată, distrusă pe mai mulți ani și sub controlul unui singur partid, el însuși din ce în ce mai monolitic, în depărtarea dreptului la dizidență în martie 1921, în care poliția și armata au eliminat toate forțele de opoziție organizată. Totul era de reconstruit. În plus, revoluția așteptată de către bolșevici în țările capitaliste nu a avut loc. În Germania, chiar masele populare nu au susținut majoritar tentativa spartachistă a Rozei Luxemburg, cea urma represiunea. În Ungaria, Belacun și-a înstrăinat încă de la început țărănimea și nu a rezistat decât 133 de zile la putere înainte de a fi înlăturat de la putere de o invazie românească. Valul revoluționar a dat înapoi încă din 1920 în Italia, deschizând calea spre succes fascismului. În țările industrializate, importante ca Statele Unite ale Americii, Regatul Unit și Franța, nu a avut loc decât un val de greve și manifestații uneori violente, dar niciodată în măsură să implice societatea și guvernul. Înființarea la Moscova Internaționalei a treia Comintern în 1919 a fost o consecință directă a lui Octombrie.
Acesta va fi dizolvat de către Stalin în 1943, fără a fi reușit vreodată să realizeze o revoluție victorioasă. Pe termen scurt, divergențele dintre partidele politice, socialdemocrate și cele comuniste, între 1919 și 1921, au lăsat mișcarea muncitorească și sindicală permanent divizată și slăbită în fața forțelor conservatoare și fasciste. Rusia însă și-a fost slăbită și izolată, înconjurată de un cordon sanitar de state mici, înspre Occident, țările Baltice, Polonia, România. Noul sistem a trebuit să cucerească încet recunoașterea internațională. Ea a trebuit să aștepte până în 1922 pentru a fi recunoscută de către Germania, care i-a devenit aliat, în fapt, după acordurile de la Rapallo, și apoi în 1923 de către China, aliată a lui Sun Yat-sen, în 1924 de către Regatul Unit, Franța și Italia fascistă, în 1933 de către Statele Unite ale Americii, înainte de a intra târziu în Liga Națiunilor în 1934. Regimul instituit de către bolșevici a fost deseori numit comunist, chiar dacă pentru Marx, comunismul însemna o societate care răspundea la motoul de la fiecare după posibilități, fiecăruia după nevoi. În 1918, cu toate acestea, Lenin nu respingea schimbarea numelui partidului în comunist, ci nici înființarea în 1919 a Internaționalei Comuniste. Se punea problema alegerii unui nume care să fie distinctiv față de socialdemocrație, care fusese majoritar favorabilă războiul. Percepțiile și primirea în străinătate. Revoluția din februarie 1917 a fost interpretată de occidentali în contextul Marelui Război aflat în curs de desfășurare și, în general, fără prea multe cunoștințe despre realitățile din Rusia. Democrațiile antante, în special Franța și Regatul Unit, au fost ușurate să scape de un aliat dificil, care era Nicolae al II-lea, de conservarea autocrației țariste, care le jena în propria lor propaganda a războiului drept. Nici presa, sub rezerva cenzurii sau autocenzurii, nici opinia publică nu au reușit să ia pulsul creșterii respingerii războiului în opinia publică rusă. Revoluția a fost interpretată, dimpotrivă, ca o voință populară de a duce războiul până la capăt, cu un guvern mai competent. Nu s-a înțeles nici amploarea revoltei sociale. Istoricul monarhist Jacques Benville susținea în L'Action Française: trebuie ca înnoirea rusă să nu devină ceea ce până acum ea nu a vrut să fie, o revoluție. Socialistul șovin Gustave Herve scria ce înseamnă Verdun, ce înseamnă Marna, chiar pe lângă incomensurabila victorie morală pe care au reușit să o repurteze aliații la Petrograd. Totuși, încă din vara anului 1917, revolta soldaților ruși din tabăra Curtin din Limousin a trebuit să fie înnăbușită cu salve de tun și cu mulți morți. Greve importante și gvase insurgente se revendicau deschis, după exemplul sovietelor muncitorești din Rusia, în aprilie 1917 la Leipzig, în mai-iunie la Leeds, în august la Torino. În Italia, sau chiar în Spania, non-beligerantă, a apărut sără pe ziduri inscripții cu "Trăiască Lenin" încă din 1917, mai mult ca respingere simbolică a războiului și a condițiilor sociale decât ca o cunoaștere reală a programului bolșevic. Cu toate acestea, patriotismul a primat, neavând loc nicio tentativă revoluționară înainte de sfârșitul Marelui Război. Delegații oficiali care plecau în Rusia în timpul guvernului provizoriu descopereau însă amploarea revoluției. Ei se întorceau uneori agitați, ca socialiștii francezi Albert Thomas și Marcel Cachin, ministrul muncii englez Arthur Anderson sau feminista britanică Emmeline Pankhurst. O mână de străini prezenți în Rusia au aderat în mod activ la Revoluția din Octombrie, ca viitorul istoric și jurnalist american John Reed sau chiar filozoful creștin francez Pierre Pascal. În luna martie 1919, André Marty și Charles Tillon au condus revolta din flota franceză din Marea Neagră împotriva intervenției. Unii dintre prizonierii de război ai puterilor centrale, convertiți la bolșevism în captivitatea din Rusia, s-au făcut ei înșiși promotorii revoluției la întoarcerea în țările lor. Iugoslavul Josip Broz, viitorul mareșal Tito, este doar cel mai celebru exemplu. Germania lui Wilhelm al II-lea i-a lăsat pe diferiți revoluționari exilați în Elveția, între care și Lenin, să-i traverseze teritoriul pentru a reveni în Rusia, în speranța că pacifismul va contribui la retragerea Rusiei din conflict. Încă de atunci circula în Rusia și în Occident ideea unui Lenin agent german sau chiar zvonul că maximaliștii, traducere inexactă dar răspândită a termenului de bolșevici,
sunt finanțați cu aur german. Revoluția din octombrie era văzută în primul rând ca o manevră politică, ca oricare alta, și nici Antanta, nici puterile centrale nu credeau la început în durabilitatea noii puteri. După greul tratat de la Brest-Litovsk, CPD s-a opus ratificării acestuia în Reichstag, Kaiserul a fost un aliat obiectiv și paradoxal al regimului bolșevic, acesta din urmă având tot interesul să țeasă intrigi interimperialiste și să nu-și mai adauge un inamic. Antanta a intervenit în Rusia în primul rând pentru a preveni prăbușirea frontului de est, iar principalul reproș făcut bolșevicilor a fost acela de trădare a alianței. După armistițiul de la Retond, din 1918, a fost combătută revoluția în sine. Pacifismul și criza economică de după război, precum și refuzul de a vedea revoluția zdrobită, a stârnit puternice simpatii active în straturile populare din Europa pentru revoluția din octombrie. Atrocitățile terorii roșii au fost ignorate, negate, minimalizate sau justificate ca simplu răspuns la teroarea albă. În Franța, Revoluția Rusă a fost interpretată prin prisma amintirilor încă foarte vii ale Revoluției franceze din 1789. Bolșevici au fost asimilați iacobinilor, Kerensky girondinilor, albi vendeienilor, Trotsky lui Lazar Carnot, organizatorul victoriei și așa mai departe. Un istoric simpatizant ca Albert Mathieu făcea încă din 1920 analogia între Robespierre și Lenin, între teroarea roșie și teroarea iacobină din 1793. Poetul André Breton nu este singurul care a interpretat Revoluția Rusă ca o răzbunare pentru înăbușirea Comunei din Paris, el observând că ultimele cifre ale anului 1917 sunt ultimele cifre inversate ale lui 1871. Dar Marea Lumină de la Răsărit, titlul unei cărți de Jules Romain, nu a fost la fel de bine primită de toată lumea. Clasele de mijloc au suferit de pierderea obligațiunilor rusești pe care Lenin nu le-a mai recunoscut la începutul anului 1918. Și anticomunismul era foarte puternic în rândul socialiștilor rămași fideli vechii case. La congresul de la Tours din 1920, în rândul anarhiștilor, în rândul unor intelectuali umaniști ostili metodelor bolșevicilor, de exemplu Romain Rolland, un prieten al lui Gorki, și desigur în rândul dreptei. În 1919, un afiș celebru stigmatiza bolșevicul ca omul cu cuțitul în dinți. În Statele Unite ale Americii, Red Scare sau Groaza Roșie a marcat anii imediat de după război și a contribuit la reacțiile autoritare, puritane și xenofobe. Migranții erau văzuți ca purtători a unui potențial virus bolșevic, care au marcat anii 1920. În Germania, în Ungaria, în Italia, forțele conservatoare naționaliste sau fasciste, uneori aliate pentru un timp cu socialdemocrații ca Noske la Berlin, s-au luptat pentru a reprima prin violență bolșevismul. Un cuvânt de altfel elastic, sub care au regrupat abuziv orice susținător al unor schimbări sociale sau chiar orice adversar. În 1919, teama și ura față de bolșevism și Revoluția din Octombrie, față de transformările sale și de eventuala prelungire a ei, a jucat un rol neneglijabil la formarea ideologiilor și mișcărilor lui Benito Mussolini în Italia și Adolf Hitler în Germania. În țările colonizate, Revoluția din Octombrie a adus speranțe importante. În 1920, la Baku, bolșevicii au convocat un congres al popoarelor Orientului, 1 septembrie, care a încercat să facă joncțiunea între naționalismele popoarelor colonizate și mișcarea comunistă mondială. Posteritatea și sfârșitul. Distrugerea economică și morală cauzată de războiul civil avea să lase locul unei clase de birocrați, care chiar în sânul partidului bolșevic avea să reușească să-și impună șeful de stat. Pentru a face acest lucru, a trebuit să-i deporteze și să-i măcelărească pe toți adversarii contrarevoluționari și revoluționari, mii de militanți comuniști, inclusiv majoritatea din garda veche bolșevică, eroi ai lui Octombrie și ai războiului civil, aveau să fie deportați și apoi împușcați. Cei mai celebri dintre ei au fost umiliți și discreditați public în procesele de la Moscova din 1936-38. Pentru a-și afirma puterea și pentru a face uitat rolul foarte limitat jucat de el în Revoluția din Octombrie, Iosif Stalin a început să lichideze în timpul Marii Terori din anii 36-38 o întreagă generație de activiști civici, profesioniști, oameni politici și economiști
militari, scriitori și chiar milițieni care îl cunoșteau înainte de 1917, de Revoluție și de Războiul Civil. O mare parte din ei ținuseră temporar parte altor grupări decât bolșevicii, ca și dictatorul însuși. În 1930, jumătate din cadrele de stat și chiar de miliție serviseră și sub fostul regim. Generația de la 1937, care i-a înlocuit din cauza epurărilor, nu știa decât pe Stalin și datora totul. Această nomenclatură, fără trecut revoluționar, avea să conducă directul SS până în ajunul dispariției sale. Regimul totalitar al lui Stalin avea să sfârșească prin a înnăbuși idealurile Revoluției din octombrie. La mijlocul anilor 1930 s-au restabilit mai multe valori respinse de Lenin și Trotsky: dragostea de familie și de patria socialistă, restaurarea gradelor militare, cum ar fi gradul de mareșal, vânzarea liberă de vodcă de către stat, formalismul în artă, rusificarea forțată a minorităților și șovinismul Rusiei Mari, antisemitismul oficial din ce în ce mai puțin voalat. Al doilea război mondial avea să finalizeze această evoluție. Internațional încetând, de exemplu, a mai fi imnul sovietic în 1943, iar gradele și uniformele vechiului regim fiind restaurate spectaculos. Foarte puțin sensibil la internaționalismul de la început al liderilor bolșevici, Stalin a abandonat orice idee de a exporta revoluția prin intermediul Cominternului. În ochii lui, el trebuia să se extindă doar datorită Armatei Roșii, sub control strict de la Moscova și ca o extensie a Imperiului Sovietic. Aceasta s-a produs în 1939, după anexările permise de pactul Ribbentrop-Molotov, care a permis recuperarea teritoriilor pierdute după Războiul Civil din Rusia, și apoi după victoria din 1945. Toate aceste fapte aveau să fie caracterizate de Lev Trotsky ca termidorul Revoluției Ruse, prin comparație cu reacțiunea care a urmat căderii lui Robespierre în timpul Revoluției Franceze. Comparația prezintă însă unele limitări. În fapt, epoca lui Stalin este marcată și de o revenire împotriva săranilor la metodele comunismului de război. Și acesta coincide cu o dezlănțuire fără precedent a terorii, pe când termidorul francez, dimpotrivă, punea capăt terorii. Pe de altă parte, apariția lui Stalin a însemnat și stimularea unei dramatice transformări economice în Rusia, până într-acolo încât se vorbea de o a doua revoluție în anul 1930. Naționalizarea integrală a terenurilor, planul cincinal scoțând brusc URSS din înapoiere. Toate acestea cu prețul greu și ascuns a milioane de victime, consecința ambiției totalitare a puterii de stat. Interpretări. Cauzele acestei degenerări sunt explicate diferit. Pentru anarhiști, ele se datorează principiilor autoritare ale partidului bolșevic. Pentru alții, cum ar fi unii liberali, aceasta și are rădăcinile în ideile lui Karl Marx. Pentru mai mulți marxiști nebolșevici, Lenin a comis o eroare fatală din dorința de a declanșa o revoluție a muncitorilor într-o țară copleșitor țărănească și a supraestimat potențialul revoluționar al țărilor occidentale. Pentru comuniști, marxiști, antileniniști, ca și pentru comuniștii sovietiști, bolșevicii au pus la punct încă de la început un capitalism de stat și au încălcat principiile comuniste și marxiste. Comentând încă din epocă pe marginea evenimentelor din octombrie și războiului civil, marxiștii, cum ar fi teoreticianul Karl Kautsky sau revoluționara Rosa Luxemburg, și-au concentrat criticile asupra naturii partidului bolșevic și asupra organizării sale leniniste, pe care Trotsky însuși a denunțat-o încă din 1904 ca un pericol. În ochii lor, asimilarea partidului cu poporul, disprețul lui față de democrație, cultul violenței, l-au făcut să facă din necesitate o virtute și să transforme teroarea și dictatura impusă de circumstanțe într-un sistem permanent. Puterea partidului asupra proletariatului s-a substituit astfel pe termen lung puterii sovietelor și a clasei muncitoare. Ei remarcă și acum caracterul său ierarhic, centralizat, militarizat, monolitic, care l-au făcut în mod inevitabil să concentreze toată puterea dictatorială în mâinile unui grup mic aflat la vârf, biroul politic, înființat în 1917. Și mai târziu, în mâinile unui singur om. Această analiză critică a fost reluată în 1930 de mai mulți foști tovarăși de drum ai Revoluției din octombrie, între care în Franța Pierre Monnat, Alfred Rössler sau Boris Suvarin, un pionier al criticii stalinismului. Pentru Trotsky și trotskiști, cauza dictaturii regimului totalitar trebuie căutată în nașterea birocrației, precum și în izolarea Revoluției într-o țară săracă și puțin dezvoltată.
Se poate totuși sublinia faptul că nicio revoluție, așa zis, marxistă, a secolului al XX-lea nu a izbucnit în vreo țară bogată și industrializată, țările afectate fiind predominant agrare și cu dezvoltarea rămasă în urmă, China, Vietnam, Etiopia, Mozambic, etc. Mai mult decât atât, niciunul dintre regimurile care s-au revendicat de la o revoluție comunistă nu a evitat să se orienteze rapid spre o dictatură polițienească și birocratică, ceea ce se poate explica parțial prin faptul că multe astfel de mișcări au fost impuse la putere de către Moscova și influențate de Stalin și URSS, atât pe plan militar cât și economic sau politic. Al doilea război mondial a fost urmat de războiul rece, între Est și Vest, în acest caz, Statele Unite ale Americii în special, într-o cursă a înarmărilor care nu s-a terminat niciodată cu un conflict deschis direct până la sfârșitul URSS în 1991. Prieteni, deocamdată ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!